și a revenit cu drag la prof Anache exerciții de matematică la geometrie și la algebră. Voi nu faceți evaluare finală? La șasa? Ba da. Tot evaluare finală, da. La mate, la fizică, la biologie, la biologie și la română. Clasa a patra, de ce am mintit toate aceste recapturare? Recapturare pentru evaluarea finală. Și clasa care este? Clasa a șasea. Hai să vedem. 18 ani, da? Între unghiul isoscel ABC de bază BC. Unghiul ABC isoscel de bază BC. ABC. De bază BC, da. AB congruent cu AC. Se consideră punctele M și N, astfel încât BM congruent cu CN. Deci să spunem aici AB congruent cu AC, da. Da, se consideră punctele M și N, astfel încât BM congruent cu CN. M? M și N. M și N aparțin lui BC, parcă nu. Se consideră, zice. M și N, astfel încât BM congruent cu CN. BM congruent cu CN. N. Poate nu se vede. Și unghiul MBA congruent cu unghiul MBA congruent cu unghiul CNA. O să greșim. A. Și egal cu atât, nu? Congruent. Așa. Și demonstrați că triunghiul AMN este isoscel. În confuzie, triunghiul AMN isoscel. Deci, avem un triunghi isoscel A, B, C, A, B este de la C, că M și N, nu spun că sunt pe BC? Nu. Nu. M și N luate așa încât B, M să fie congruent cu C, N. Deci M e pe A, B înseamnă și N e pe A, C. Da. Și mai nu iesă, e în B, A. A nu iesă? Nu. MBA. Unghiul M, B, A. M, B, A. M, B, A. Păi pot să le iau așa. Lateral. Hai, nu? M, M, B, A. Unghiul ăsta. Da. Și C, E, N, A. Și C, E, N, A. Ce e na? Da. M, B, A și ce e N, A. Ce e N, N, A. Păi... Vă să fie cât când nu. Vă să fie cât ce N. Da. Și am înnăsit unghiul ăsta ce e na. Îl indică pe M la mijloc, vezi de data asta. Ca să mai mult dată. Ia uite. M, B, A și C, N, A. Domn profesor, la CN A este că greșeală, este N, C, A. Așa trebuie să fie. Ei, o greșit ea. Că ce e N, A, cu N, U, băgat așa, nu merge. Nu merge, da, N, C, A. Iar N, C, A, da. N, C, A, da. Este N, U. Uite așa, e în cea, să fie unghiul de aici până asta, e în cea. Așa, așa treaba merge cum trebuie și problema este rezolvată. Deci, avem triunghi isoscel, latura asta e cât asta. Unghiul de aici e cât ăsta, deci așa se întâmplă un triunghi isoscel, da? Da. Și avem MBA, cu NCA, unghiul ăsta e cât ăsta, și că MB este egal cu NC. Trebuie să arătăm că AMN este isoscel. AMN este isoscel. Adică ce trebuie să arătăm? Hai să vedem ce arătăm. Ca să arătăm. Pentru că două la AMB este congruent cu ANC.
Practic, obiectivul meu este să arăt că am, este că am. Și acum visez. Dacă aș găsi niște triunghiuri în care se intre am într-un triunghi și an în celălalt triunghi, și cele două triunghiuri să fie congruente, treaba ar fi. Poftim. Triunghiul ABM și triunghiul ACM. Deci triunghiul ABM și ACM sunt două triunghiuri care mă satisfac din punct de vedere al interesului meu. Că într-unul intră AM, în celălalt intră AN. Și dacă am să reușesc să arăt că triunghiurile astea sunt congruente, e gata problema. Ce păi părere AP egal cu AC din ipoteză. Da. Avem că unghiul B e congruent cu unghiul C. A, nu citește prin trei litere. Unghiul A, B, C e congruent cu unghiul... A, B, C, da. Dar din triunghiul ăsta. Din triunghiul ăsta mă interesează. Am o latură A, B cât A, C. Mai am BM cât C. BM, latura asta, BM cât cât din ipoteză. Și obligatoriu unghiul dintre ele între. Mai am unghiul A cu... Îl am, că mângul A este cât, chiar totul de totul din ipoteză. Deci, demonstrație este o banalitate, că zicem, deci, demonstrație, Adi dictează. Demonstrație, fie triunghiurile ABM, da. ABM și triunghiul ACN. ACN. Ele au. Au AB congruent cu AC din ipoteză. AB congruent cu AC din ipoteză. MB congruent cu CN. MB congruent. Adi, ar vrea să băgăm unghiul ca să fie latru în latru, să fie așa. Unghiul MBA. MBA. Congruent cu unghiul ACN. A, C, E, da. Din ipoteză. Da. A, și? M, B, congruent cu C, E. M, B, congruent cu C, E. Tot din ipoteză. Da. Conform celor spuse, cazului care? Latură. Triunghiul luat în discuție. Triunghiul A, B, M. Congruent este? Cu triunghiul ACN, deci rezultă că și AM congruent cu AN. AM congruent cu AN, da. Da, și deci rezultă că triunghiul AM isoscel. Triunghiul AM isoscel. Termina problema. Dar noi să conducem și să ne formăm un reflex în a puncta și celelalte două. Da, unghiul AMB. AMB. Da, foarte bine. Tot unghiul ăsta. Adăugăm cu unghiul AMB. AMB. Congruent cu unghiul ANC. ANC, corect. Și încă un alt unghiul. Și unghiul BAM. Da, BAM. AM congruent cu CAN. CAN. Și gata. Terminat problema. Da, așa s-a fost problema. Următoarea? 19. Fie M un punct pe latura BC. M un punct pe latura BC a triunghiului oarecare ABC. M aparține lui BC. Ipoteză, da? Da. M aparține lui BC. ABC triunghiul oarecare. Triunghiul ABC oarecare. Da. De aceeași parte a dreptei BC, fie BD perpendiculară pe BC. BD perpendiculară pe BC. Perpendiculară pe BC. Și EC perpendiculară tot pe BC. EC perpendiculară pe BC, da? Da. Astfel încât BD egal cu CM. BD egal cu CM. Congruent, da? Congruent. Cu CM. Da. Și EC congruent cu BM. EC congruent cu EM, da? Cu BM. Cu BM. Să se demonstreze că triunghiul DME este dreptunghi isoscel. Concluzie. Triunghiul DME
Dreptunghi isoscel. Râmâie. Da. Dreptunghic isoscel. Să facem și figura. Da, zice așa, un triunghi oarecare, ABC. Deci luăm și unul în triunghi, oarecare, unul în dreptunghi, unul în isoscel. Deci nicio latură să nu fie... Toate laturile diferite, poate cuvinte. A, B, C. M este un punct pe BC. Nu luăm miruna piciorul în înălțime. Particular, nu. Da, da. Mă amintesc de fiecare dată. Da? Deci un M oarecare undeva, nu la mijloc, M pe undeva pe aici. Și BD este perpendicular pe BC. Adică ridicăm o perpendiculară în punctul B pe BC. Asta vrea să spun autorul. Am zis și eu, trebuia să vă întreb pe voi. Deci când spunem de aceeași parte a lui BC, adică dacă ne hotărâm de în același semiplan, că vedeți dreapta asta, împarte planul în două semiplane. Unul de desubt și celălalt de deasupra. Și când spune că ducem în același semiplan pe BD perpendicular pe BC, vrea să spună că ridicăm o perpendiculară în punctul B și dincolo o perpendiculară în C. Da? În B și în C. Dar nu la întâmplare. Îl fixăm pe perpendiculara asta pe BD. Atenție, n-aș vrea să fie coliniar cu A. Deci îl iau un pic mai sus și aici zicem BD. Și să fie cât ce mult? BD, așa zice, BD cât? BD cât M. Să măsurăm cât e cât M și să luăm aceleași. Ce M. Da. Așa, hai. Deci BD să fie cât ce M. Aproximativ. Voi luați cu rigla. Da, chiar. Da? Măsurați ce M și pe urmă BD. Vedeți să fie cât ce mă și e că cât bă mă, e că cât bă mă, cam așa, e. Simplu. Și să arătăm că triunghiul D-I-M-E este dreptunghic isoscel. Da, dreptunghic isoscel. Deci, avem pe asta de aici, cât asta de aici. Și cu două liniuți, iată, una așa. Nu ți-e în figură? Da? Deci, încă o dată. Să dă triunghiul oarecare ABC. Să demonstrăm mai întâi că triunghiul EMD este isoscel. EMD? Da. Asta mai trebuie să... Mai întâi. Și după aia. Și luăm triunghiurile ECM și triunghiul DBM. Păi, tu zici așa, să demonstrăm mai întâi că este isoscel. Da. Adică vrei să arăți că latura asta ar fi cât asta, da? Da. Și lasă la urmă lasă să fie dreptunghic. Da, după aia. Și aș lua triunghiul ăsta, ECM. Deci triunghiul ECM. Și acolo e dreptunghic. La când am dus perpendiculară. Păi sigur că da. Ăsta aici triunghiul ăsta ECM și cu DBM sunt chiar dreptunghice. Da. Deci nu cap pe discuție. Și luăm așa și ar veni catetă catetă. Deci cele două triunghiuri par să fie congruente. Catetă-catetă. Din ce motiv, Georgiana, par să fie congruente? Deoarece... Au. Au latură... E ce? Cu cine? Cu
BM din ipoteză. AU pe CM, e punctat la mine cu două liniuțe. CM cu CM, cu DB. Și acestea care formează unghiuri de 90 de grade se numesc catete. Da. Și catetele sunt congruente. Da. Catete, catete. Și de aici rezultă că triunghiul DB, DM, este isoșel. Nu, de triunghiuri sunt congruente, da. Și când vom scrie congruența tuturor elementelor. Da, de acolo rezultă că asta va fi cât asta. De asemenea, vom spune noi unghiul ăsta de aici bunoară va fi cât unghiul, vom vedea clar, da. Concret. Hai să zic. Hai să vedem. O să lăsăm pe Georgiana să zică și hai conduce tu. Deci fie triunghiurile. Care triunghiurile? Fie triunghiurile mai tare. E ce mă și și triunghiul D B M. Deci pe cele două triunghiuri putem spune că au. Așa, e că congruent cu cu D, B, de unde știm? Din ipoteză. Este dat în ipoteză. E că. Dar noi cu D, B, cu M, B, e că. Păi el mi-a dictat așa și de-aia am și insistat. Din ipoteză. Este scris în ipoteză? E că. Că D, B. Cu B, M. Cu B, M. Cu B, M. Pe urmă, cine? D, B, da? D, B, congruent cu cu ce mă? De unde? De unde știm că ce mă e cât D, B? Tot ipoteză. Apoi. Ce mai au cele două triunghiuri? Unghiurile alea de 90 de grade. Adică? Da. Unghiuri ECM congruent cu DBM. Deci vă spunem măsura lui ECM egală cu măsura lui DBM DBM și egală cu 90 de grade, că am zis, ca perpendiculare. Și acum, fiindcă am punctat că triunghiurile sunt dreptunghice, înseamnă că cele două capătă calitate de catete. Corect. Da? Și spunem că în clipa asta ne permite spune catete, catete, conform cazul de congruență, catetele congruente două câte două, rezultă că triunghiul ADI... Triunghiurile ECM congruent cu triunghiul DBM, de aici rezultă că EM este congruent cu EMD și de aici rezultă că triunghiul... DBM, da? Da. Și rezultă că Miruna, rezultă că Miruna e M congruent cu D, M. Mai rezultă și că și unghiurile, da? Așa mă interesează. Deci triunghiul este isoscel, da? Triunghiul care? E, M, D, da? E, M, D, isoscel. Unghiul BDM congruent cu unghiul MEC. E DM, da. Nu, E, D, M. Așa, unghiul E, D, M. Nu, C-E-M. C-E-M. Adică din E, da? Da. C-E-M. Congruent cu... M, D, B. M, D, B. C-E-M. Da. C-E-M. Care se uită la ce latură, Miruna? Ce e M? Ce e M? Spre ce latură se uită din triunghiul? Spre C, M. C, M cu cine este congruent? Cu D, B. Cu D, B. Spre D, B cine se uită? M. Adică D, M, B. Sau B, M, D. Da. Tu ai zis pe D de sus. Și am insistat și insist. Ca să le găsești fără niciun pericol, să nu te pici în capcană, spui așa, e un unghi la întâmplare din cele care vrei să le arăți, din triunghiul, din unul din triunghi. Și ai zis, ce e M? Imediat te duci la ce e M, spre cine privește ce e M? Spre ce M? Ce M cu cine este congruent din triunghiul celălalt? Cu D, M. Și te întorci la unghi. Și ți-ai găsit unghiul cu precizie?
Deci nu le luăm la întâmplare. De-aia e tot insistent, pune toate elementele, că ăsta e motivul. Da? Spune-mi acum, ce e M, Miruna, cu cine? Ce e M cu B, M, D. Cu B, M, D, foarte bine, B, M, D. Și Adi? Cel de-al treilea unghi? O unghiul, ăsta, ia să vedem, M, E, C. M, E, C, l-au spus, M, E, C, sau ce e M, ce e M. Atunci M-ul cu D. Citește în petrecute. D-M-B. D-M-B l-au spus. No. D-M-B e din triunghiul celălalt. Din triunghiul ăsta. Ăsta e din 90, de ăsta au vorbit. Care unghi mai intră în ala? Păi citește în petrecute, că nu pot să-l văd. M. Nu din mă pleci. E-M. E-M-C. Sau C-M. E. Deci băgăm litera la mijloc. Deci e vorba de unghiul C-M. C-M. E. E. Și... Spre, uite spre cine, Adi, ca să nu greșești. Ce e spre E-C. Spre E-C. E-C cu cine este E-C congruent? E-C congruent cu, cu M-B. M-B? Te întorci spre unghiul. D. Unghiul din D. Și-l citești pe trei litere. M-D-B. M-D-B. Congruent cu unghiul M-D-B. Ei, nu știu dacă îmi va fi de folos, dar eu fac din asta o obișnuință să scriu toate elementele. Deocamdată am arătat că triunghiul este isos. Cel am arătat că latura asta e cât asta, dar trebuie să fie și dreptunghic. Tot asta. Care? Tot unghiul ăsta trebuie să fie și dreptunghi. Adică unghiul ăsta, unghiul ăsta trebuie să fie de 90 de grade. Da. Sau, altfel spus, dacă am putea arăta că astea două vecinele fac 90 de grade. Păi, cum el este unghia lungită aici. Are 100. A, da, din 180. Păi da, din 180 a scădea la 90. Dacă am arătat că astea două vecine... Păi s-o puse la vârf. Nu s-o puse la vârf. O puse la vârf așa înseamnă. Uite, ăsta cu ăsta, sau ăsta cu ăsta, o pus la vârf. Avem unghiul CMB egal cu CMB, e 180. Da, și CM e congruent cu MDB. Ușor. CM e... E congruent cu MDB. Cu MDB, adică ăsta? Cu DMB. Deci e dorată. Eu vreau să spun că... CMB este egal cu MQ plus MD plus DM. Da, din trei unghiuri, da. Și dacă CM e congruent cu MDB, ce? Înseamnă că... Ce? 180 scăzut măsură lui da. Da, nu știm. Ei, nu știu, că foarte aproape, avem totul scris pe tablă, nu trebuie să mișcăm aici cu lucrurile cum trebuie. Încă o dată. Deci, Miruna, știi că ăsta de aici, 1, adică ce M e? Cu cine este congruent? Cu D, M, B. Cu ăsta de aici, da? Așa am spus eu, cu ăsta e cât ăsta? Da. Unde ați văzut? Unde? C, M, E, cu M, D, B. E, C, M. E, C, M. Cu D, M, D, M. Cu M, D, B. Unde vezi tu? Cu D, B, M. Iubita mea, uite la C, M, E, Adina. Deci C, M, E este cu M, D, B. Ce M, E? Ăla e cât ăla de acolo, de sus. Cu M, D, B. Cu M, D, B, cu ăsta. Ăi și cu unul. Da? Și dacă vreți, pot să spun aici 2. Și aici 2. Păi din 180 scădem cât e D, B, M. Adică 90. Din 180 scădem pe 1 și pe 2, nu? Da. Dacă aș ști că 1 și cu 2 fac 90 de grade, ar fi treaba bună. Păi sigur fac. De ce fac, oare? De ce 1 și cu 2 fac 90? Păi din 180 scădem pe 1. Mă, din 180 scăzi pe cine, mă? Hai, am înțeles. Da. Pe 1 și cu 2. Da. Mă, 1 și mă 2. Dar mă, 1 și mă 2, dacă ar face... Oh, păi e ce... E ce zice că e perpendicular pe CB și DB e perpendicular da. Pe CB și de aici... Miruna. Așa. Și de aici... Adică este aproape, dar vreau hai, să... Hai, Miruna, și tu. Hai, mă, dar ce... Într-un triunghi,
Laratul congruent. Nu, suma unghiului. Chirar. Este 60. Într-un triunghi. Nu, e 180. 180. Și ai un unghi 90 de grade. Înseamnă că celelalte două cât o să aibă împreună? Deci, eu 90. Tot din punctam așa. Îmi trebuie ca 1 și cu 2 să facă 90 grade. Asta vă zice domnul profesor. 1 și cu 2. Dar 1 și cu 2 fac 90 de grade. Când triunghiul, fie mă duc în ăsta, fie mă duc în ăsta. Că triunghiul le-am în două, sunt dreptunghice copii. Și fiind triunghiuri dreptunghi, celelalte două unghiuri adunate fac 90 de grade, nu? Nu sunt 180 suma unghiurilor. Ba da. Și dacă ai un unghi 90 care îl știi, înseamnă că celelalte două fac 90. E cm, Miruna, e cm, e 90. E cm, ăsta aici. 90 de grade. Și atunci nu rămas că ăsta și cu ăsta să facă 90? Bă. Că suma unghiilor într-un triunghi este 180. Dacă unul e din 90 de triunghi, celelalte două împreună fac 1 și cu 2 fac 90 de grade. La fel se întâmplă și în partea asta. Deci ești poveste. Ori raționăm aici, ori raționăm în partea altă, tot 1 și cu 2 fac împreună 90 de grade. Asta înseamnă că ne-am dus aici în triunghiul CMB care e alungit de 180 grade și vecinile lor M1 și M2, M1 și M2, cum l-am zis, sau CME plus DMB egal, 180, egal cu 90 de grade și ne-a rămas din 180, 90 căzut. Și atunci triunghiul este dreptunghi și isoscel. Isoscel l-am arătat. Georgiana, poți să mă conduci? Să mă sfătuiești ce să scriu pe tablă? Hai să zicem. Te rog. Cum redactez eu tot ce am vorbit aici în poveste? Cum redactez? Da. Hai să vedem mai. Fie triunghiul ECM. Ne-am luat. Am spus tot. Atunci, unghiul C egal cu 90 de grade. Nu, de fapt, CMB egal cu 180. Așa puteți, da? Deci da. Scriem așa, M aparține lui BC. Deci M este pe BC. Rezultă că unghiul ce e măsura lui CMB. Da, CMB. CMB este de 180 de grade. Exact, 180 de grade. Bun. Acum avem că unghiul C este 90. Da. Cum ce e? Cum ce este perpendicular pe BC? Perpendicular pe BC. Rezultă că măsura lui C. E CM. Da, e CM. E CM. Este de 90 de grade. Exact, 90 de grade. Da. Și într-un triunghi, așa am zis. În triunghiul BCM. Sau măsura triunghiului BCM este... Nu vorbesc de măsura unui triunghi, a unui unghi. Da, măsura unghiului EMC trebuie să fie egală cu... EMC. EMC, m-ai dus aici. Trebuie să fie egală cu măsura lui ECM. Și de ce? ECM, cum să fie? MCE cu ECM cu 90 de grade, nu? Păi, atenție multe. Suntem acum atenți, suntem... Ești la lucrare și vedem... Miruna, tu ce propui? Dacă ECM are 90 de grade, înseamnă că unghiul E și cu unghiul M vor da o notă... Asta da! Deci de aici... De aici rezultă că celelalte două unghiuri adică CM și CM împreună cu MC. Da, egal cu MC. Deci măsura lui CM, parcă și este Miruna, da. CM, CM, plus măsura celorlalte două unghiuri, adică apoi cu apoi CM e, CM e, egal cu 90 de grade, da? Cele două unghiuri adunate fac 90 de grade. Și dacă cele două unghiuri adunate fac 90 de grade, mai îmi trebuie ceva.
ce? Păi și... Eu am zis că ăsta și cu ăsta fac numărul de grade. Dar ăsta, ci, ce e m? Ce e m? Cu cine e congruent? Ce e m cu o m de b? Cu e, cu, nu e m de b. M de b. B, m de. B, m de, avem da. Scris. Măsura cum ce e m congruent cu b, m de. Înseamnă că în loc de ce e m, pot să pun b, m, d. Da. Deci de aici, din cele două, rezultă că măsura lui ce e m, azi, vorbește tu, plus măsura. Măsura lui ce e m, plus măsura lui, plus... Măsura lui... Plus măsura lui m, de... În loc de ce e m, vrea să scrie b, m, d? B, m, d, asta. Păi eu scriem în loc de ce e m, b, m, d? Păi asta face, plus măsura lui b, m, d. Așa. Egal cu 90 de grade. 90 de grade. Deci am arătat că astea două, de cine fac 90 de grade? Atunci, ce rezultă? Ce m, d, din astea două, așa, din 1 și 2, zi-mi, Rana, ce? Păi era că... nu trebuia să scriem în loc de că e m, trebuia să scriem pe că m e. Da. Deci, ce e, ce e m, ce, ce e m, m este congruent cu b, m, d. Și ce e m trebuie să-l locuim pe ăsta. Păi da. Foarte bine că ai punctat. Deci am greșit aici, da? Bine. În loc de ce e m, trebuie să-l pun pe b, m, d. Îl șterg pe ce e m, da. Una, las pe b, m, d și în loc de... Și până ce mă e? Pe ce mă e, îl las, da? Da. Vă scriem ce mă e. Da. Ce mă e? Fac 90 de grade. Din cele două, din 1 și 2, din 1 plus 2, cele două relații, rezultă că e mă d, măsura. E bine? Da. E mă d. Egal cu 180 de grade minus 90, minus celelalte două vecine, da? 180 de grade minus 90 și egal cu 90 de grade. Adică triunghiul EMD dreptunghic. Triunghiul EMD este un triunghi dreptunghic și cu asta am terminat rău. Ce a fost aici dificil? Ce vi s-a părut vouă greu aici? Minunat. Povestește tu ce... Unde a fost momentul care nu te-ai prins de problemă? Acolo, ca să zicem că unghiul ăla sau unghiul ăla. Te cheamă Miruna? Nu. Nu? Bine. Hai. De-am spus că C e perpendicular pe BC și atunci măsura egal, măsura lui ei cum egal cu 90 de grade și de acolo deci, măsuri. Deci faptul că autorul spune E C perpendicular pe BC și B de perpendicular pe CM este de parcă mi-ar fi transmis că ridicăm o perpendiculară în punctul ăla și avem încă 90 de grade acolo. Importantă chestie. Alt moment care nu ți-a fost la îndemână, nu ai reușit așa să-l prinzi din prima, să zici. Eu am avut numai acolo, adică de ce am să fac. Deci acolo n-a avut priză perfectă. Georgiana, unde tu ai avut așa momente care nu ți-au... Acolo, la unde mă aparține de făcâș, egal cu măsura lui de 180 grade? Da. Totdeauna, fiindcă punctul este pe o dreaptă, punctele sunt coliniale, ce e în B coliniale, și atunci acela e unghi alungit. De 180 grade. Important lucru, da? Credeți că a avut importanță poziția lui M? Da. Nu. De ce zici da? Pentru că... Punctează acum, susțineți punctul. Pentru că... Dacă M ar fi fost mai în stânga sau mai în dreapta, decât poziția asta aleatoare pe care am luat-o și eu, crezi că ar fi schimbat altele probleme? Nu, dar eu am pus ca M fiind mijlocul lucrurilor. Ah, și s-a întâmplat ceva dacă l-ai pus mijlocul? S-a unit perfect, D cu E cu A. Ea tocmai a fost în cazul particular. Da, da, e coliniar. Deci te-ai dus iarăși pe poziția aceea în care... Da, e coliniar.
Da. Păi, eu tocmai m-am ferit de cazul acesta. Și la fel. Da? În condițiile în care mi se întâmplă un moment de acesta, sunt în derută. De aceea, am zis, când am fixat problema, am zis așa, Miruna, nu piciorul înălțimii, că mi-am amintit eu de la teză, nu mijloc, ci unul aleator, în stânga și în dreapta, pentru că figura trebuie să fie cât mai diferită decât un caz particular. Cazurile particulare te îndeamnă să te duci pe niște raționamente care sunt ale figurii respective. Vezi acolo congruențe din niște segmente, că e adevărat asta. Dar e adevărată pentru că tu ai mers în cazul particular. Deci evităm asta. Spun, dacă M ar fost mai aproape de V, sau mai aproape de C, sau așa, oriunde în altă parte, cu excepția cazurilor particulare care tot conduc la același final, numai că în raționament există pericolul să te duci pe lucruri greșite. În sensul că folosești la ipoteză și alte lucruri care nu sunt date de autor. Pentru că să te ferești. Da, să te ferești cât mai mult. Așa. Altceva. Adi pe tine unde? Nu, unde te-a prins problema? Descoperit, hai să zicem așa. Acolo, ca să zicem că e M1 congruent cu M2. N-am zis că e M1 congruent cu M2? Că M1 plus M2 fac? M1 plus M2. 90 de grade. Păi, e diferită chestia. Eu n-am spus asta, că mă bagi la berea cu ideea asta. Că am spus eu așa ceva. Eu am spus că M1 e cât de 1 și M2 ăsta e cât e 2. Ați demonstrat? Am demonstrat din congruența triunghiului ăștia asta. Da? Nu l-am spus eu, ci în urma raționamentului ești așa. Da. Și că aveam nevoie ca M1 plus M2 să facă 90 de grade. Aveam nevoie ca să rămână ăsta la 90 de grade. Iar M1 plus M2, cum pe D1 l-am dus tocmai aici, înseamnă că e 1 plus M1 fac 90 de grade. Aici a fost problema. Deci nu că unghiurile M1 cu M2 sunt congruente. Nu, nici vorba. Da? Să vedem altă. Lunghi isoscel la BC de bază BC. 22 de la pagina 185. Deci în ipoteză, triunghiul isoscel ABC de bază BC are perimetru 18 cm. ABC cu AB congruent cu AC. Are perimetru 18 cm. Perimetru triunghiului ABC egal cu 18 cm. Centimetri. Fie AM perpendiculară pe BC. AM perpendiculară pe BC, IM aparține lui BC. Virgulă. IM aparține lui BC. BC, segmentul BC, da? Interior. Da, da. Perimetrul triunghiului ABM este 12 cm. ABM 12 cm. Calculați AM. În concluzie, AM egal cu 5. Faceți-vă figura. Deci un triunghi isoscel. Vreau să-l trasați cât se poate de corect. Triunghi isoscel. Cum am discutat. Căutați mijlocul lui BC. Ridicați o perpendiculară pe BC. Nu? Luăm un segment BC. Căutăm o perpendiculară. Și luăm orice punct de pe mediatoare. Ne conduce la un triunghi isoscel cu vârful în. Deci. Spuneam, BC, mijlocul BC, mijlocul BC, orice punct de pe mediatoare mă duce la un triunghi isoscel, acolo am la vârful A. Zice, un punct M
nu la mijloc, ci le au din nou diferit de mijloc. Da, IM zice că e perpendicular pe BC. Unde zice IM? IM perpendicular pe BC. Atunci obligatoriu este la mijloc. Da. Că într-un triunghi isoscel, mediana e mediatoare de toate, da? Da. Deci obligatoriu aici. Triunghiul ABC este de 18 cm. Iar ABM, ABM, perimetrul, da, nu e ABM, este de 12. Adi, las nici pe da, 12 cm. Deci am făcut tema și de aia, știi? Ok, da, nu care da. Să rămânem cu toții, nu presem din nou. Închipuiți că problema asta e la prima citire, cum e la noi. Da? Și noi trebuie să ne gândim un pic la problemă. Deci iată ce avem. Triunghiul ABC, în care AB e cât AC, Miruna, nu? Da. Și AM e perpendicular pe BC. De data asta... ascunde faptul că mâi la mijloc, da, autorul. Da, acum nu l-am, l-am descoperit. Că BM e congruent cu MC. Sigur că BM e cât BM. Ne spunem asta. Acum, deci în raționamentul care îl facem, noi o să punctăm acest lucru. Dar știm că perimetrul lui ABC e 18. Dar dacă am luat... Da, da, știu că perimetrul dar dacă am luat triunghiul ABM și AMC, am avea AM latura comună și da, fi congruent. Da, da, să înțeleg ce vrei să-ți facem de aici. Dar... eu sunt congruent triunghiile și nu mă încape discuții, exact. Tocmai. Exact. Miruna? În ipoteza putem să spunem că perimetrul triunghiului AMC e de 6 cm. De 6? De ce? De 12. Păi 18 minus 12. Ceva pe calculul ăsta? Ei, poate. Păi, perimetrul lui A, M, C... AMC egal cu ABC minus AM, nu? Deci ABC egal cu... ABC, perimetrul... Da, egal cu ABM plus AM.